Nu pregătiți lasagne acasă înainte să vedeți acest video. Vă salut, prietenii mei gurmați! Astăzi o să vă prezint rețeta de lasagne pas cu pas. Cum să scoateți cea mai bună lasagne la voi acasă? Sebi vă arată pas cu pas. Chiar dacă n-ați făcut niciodată lasagne, n-are cum să nu vă iasă această rețetă. Prietenii mei gurmați, astăzi ați căzut bine pe canalul meu și haideți să vedeți cum pregătesc eu lasagne. Și o să avem nevoie de trei lucruri importante. Sos beșamel, sos bolognez și paste de lasagne. Toate aceste lucruri vi le prezint pas cu pas în acest video. Și intrați în descriere la video-ul meu în YouTube și găsiți cum să face beșamelul, cum să face bolognezul, cum să fac pastele. Ca să nu vă plictisesc. Încep rețeta, prietenii gurmați, și vă promit că o să faceți cea mai bună rețetă de lasagne la voi acasă. Haideți să vedeți lasagne cât de simplu vă prezint eu astăzi ca să vă rămână în cap și să nu uitați niciodată. Ce este lasagne? Avem nevoie aici de două sosuri. Prima dată vă prezint sosul bolognez, că durează mai mult. A doua oară sosul beșamel. Aceste foi. Aceste paste de lasagne le puteți cumpăra sau le puteți pregăti acasă. Eu vă arăt cum să le pregătiți și acasă. Și fără să mai vorbesc mult, încep să vă prezint ingredientele. Prima dată, carnea. Ce carne se folosește la lasagne? Carnea care vă place mai mult, prietenii mei gurmanți. Eu aici folosesc jumătate, 50% carne de vită și 50% carne de porc. Vedeți? Sunt amestecate. Am un kil de carne. Două cepe, doi morcovi, tulpină de țelină, patru căței de usturoi. În grame vi le las sub acest video în YouTube la Sirea ca să găsiți totul. Și aici e ceva important ca să-i scot, să-i ampliez mai mult gustul. Eu, uitați ce am. Eu am suc de roșii, roșii rase. Roșii rase acasă. Am un piure, o cremă de roșii, o pastă de roșii și o lingură de bulion. Le folosesc pe toate trei ca să ampliez gustul și mai mult. Folosesc o foiță de dafin, puțin vin alb sau vin negru. Ce aveți la îndemână și ce vă place mai mult? Și puțin lapte, o să vă spun la timpul lui de ce îl folosesc, este opțional. Sare, piper. Și fără să vă mai rețin, încep să le tai. Eu vă sugerez să le tăiați voi acasă mărunt, să nu le dați prin robot, prin nimic, astfel scoatem gustul mult mai bun la orice mâncare. Începem să le tăi. Am terminat cu ceapa cu lacrimi în ochi și acum iau morcovul. Și morcovul, la fel, o să-l tai în cubulețe mici, așa. Bineînțeles, dacă nu vreți să vă chinuiți să tăiați morcovul, îl puteți rade. Același lucru fac și cu tulpina de țelină. O să o tăiem așa în cubulețe mici și le avem pe toate pregătite. Am terminat de tăiat, imediat o să tai și usturoiul. Acum ce fac? Prima dată am pus aici cratița la foc, îi adaug puțin ulei. Voi dacă vreți și aveți la îndemână și vă place, puteți să folosiți untură. Îi dă un gust extraordinar. Când uleiul s-a încins, începem să adăugăm ceapa, morcovul și tulpina de țelină. Ia uitați. Le amestecăm și le lăsăm la foc mic. Să înceapă să-și schimbă culoarea, Acum pregătesc și usturoiul. Usturoiul îl puteți pune aici, dar trebuie să aveți grijă să nu se arde. Eu, pentru precauție, o să-l adaug odată cu carnea. Îl tăiem și pe el mărunt, stați liniștiți, puteți să-l tăiați mai mare, pentru că acest sos va trebui să fiarbă mult timp și nu o să mai rămână nimic din usturoiul nostru. Înceapa a stat aproximativ 5 minute aici și a schimbat culoarea, s-a făcut transparentă. Acum îi adaug și puțin sare. O amestec și îi adaug carnea tocată. Acum așa. Punem și puțină sare. Apăsăm pe ea. Așa, dăm focul tare. Adaug aici și usturoiul. Și le amestecăm bine. Le lăsăm să se împrietenească toate aici. Carnea și-a schimbat culoarea. A început să-și lase apă. O lăsăm să-și tragă toată această apă. Eu acum este momentul să-i adaug prima dată puțin piper proaspăt măcinat. Așa. Piperul puțin la început și la sfârșit îl corectăm și sare la fel. Pe parcurs, câte puțin. Pentru că acest sos, o să vedeți, o să vă explic, acest sos scade și tu îi pui sare multă și când scade rămâne mai sărat. Trebuie să avem grijă cu sarea, încet. Și-a tras toată apa care și-a lăsat-o carnea și acum este momentul să-i adăugăm vinul alb. Câte bordei atâtea obicei, dacă vezi pe toată coasta italiană, unul vrea alb, unul vrea roșu. Deci eu pun un vin alb sec. Aproximativ 180 de mililitri de vin. Și lăsăm aici ca vinul să-și evapore tot alcoolul. Așa. Dacă nu vreți să folosiți vin, dar eu vă spun vin, vinul rupe fibrele la carne, o înfrăzejește, puteți să puneți puțină supă. Da? Cu apă e păcat de Dumnezeu să stricăm această obră de arte. Și vă spun, lasagna este o rețetă de duminică. Duminică de ce? Pentru că lumea are timp să stea acasă. Aici nu trebuie să ne grăbim, avem timp, toată lumea acasă, frumos să mâncăm ceva bun. Haideți să vedeți cum o pregătește Sebastian. Tu, dacă ești nou în YouTube, la mine acasă, abonează-te la Sebi Acasă și urmărește-ne Instagram, Facebook și YouTube la Sebi Acasă. Prietenii mei gurmați, să nu pierdeți nicio rețetică, nicio calitate, că în orice video vă promit că o să învățați ceva. Evaporat aproape tot vinul, uitați cum a rămas. Și acum este momentul să jucăm cu cele trei
Ingrediente de roșii. Pun prima dată bulionul și credeți-mă că o să zici de ce pui toate trei. Voi puteți să puneți ce aveți la îndemână, dar, uite, prima oară bulion. De bulion, îi adaug și sucul de roșii, pasta de roșii, așa. Și adaug și roșiile mele rase. Sunt roșii naturale rase. Jumătate kil de roșii le-am ras. Așa, Sebastian. În castronelul unde a fost pasta de roșii l-am spălat cu puțină apă, așa, nu aruncăm, nu ne batem joc de ingrediente. Și îl adăugăm aici. Acum este momentul să dăm focul mic. Acoperim sosul nostru bolonez. Pardon, îi adaug și foaia de rafin. Dacă este mare, una, dacă nu două. Și la foc mic, lăsăm așa. Îl lăsăm să fiarbă. Cât timp aveți voi aici la îndemână? O oră, două. Cu cât fierbe mai mult, cu atât iese sosul mai bun. Ce facem? Dacă scade, eu vă recomand să-l completați cu puțină supă de oase. Dacă aveți încet, încet, încet să fiarbă. Cât timp sosul nostru stă la foc? Eu încep să vă arăt cum să pregătiți aceste paste de lasagna acasă. În comerț le găsiți. În cazul meu, acestea scrie pe pungă, nu trebuie opărite. Sunt cazuri în care trebuie opărite. Eu vă arăt cum să le pregătiți voi acasă dacă aveți chef și dragoste să munciți în bucătărie. Fiți atenți. 200 de grame de făină. La fel ca la rețeta de tăiței. Tocmai v-am prezentat supa de tăiței. Îi adăugăm puțină sare peste ouă. Le batem puțin. Le adaug aici într-un bol. Este opțional, dar eu o să-l fac, adaug puțin ulei, facem aluatul mai fin, mai frumos și începem să-i adăugăm făina, 200 de grame de făină. Bun, eu adaug pe toată, una bine spălată și începem să le amestecăm. Este un aluat foarte simplu și foarte ușor de pregătit. Dacă vedeți că este prea moale din cauza făinii, că absorbe mai puțin lichid sau mai mult, îi mai adăugați făină. Dacă este prea tare, puteți să adăugați puțin apă. Lăsăm aici pe masă ca să vedeți mai bine. Așa rămâne aluatul nostru. Vedeți? Un aluat tare. Acum eu îl pun aici, îl acopăr cu un șervețel de bucătărie, cu o folie de bucătărie, cu ce vreți voi și îl lăsăm în repaus 15-20 de minute. Timp este, prieteni. Aluatul a stat puțin și a tras oul, s-a liniștit. Fiți atenți ce am pregătit. Am pregătit o oală cu apă fiartă, că o să o opărim și uitați ce frumos carnea noastră. Vedeți? Am lăsat-o pe 3, la un foc mic, 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 încet de tot. Bun. Punem aluatul unde e întinzătorul meu, Sebastiane. Uite-l aici. Și acum începem să întindem aluatul nostru. Îl facem manuality. Bucătăria noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Când apa a început să fiarbă, îi adăugăm sare, o linguriță, două lingurițe de sare, așa, și începem să opărim foile noastre, cum ați văzut la rețeta de suberec sevi, dacă ați văzut berecul turcesc. Și le adăugăm în apă. Vedeți? Așa. Le scot. Le scot așa cu o paletică. Le trec prin apă rece ca să le opresc fierberea. Acum trebuie să le lăsăm la uscat. Vedeți? Le las la uscat. Opa, lasă, am frumos. Așa. Gata, am terminat cu pastele, le-am lăsat la uscat, ați văzut. Eu în cazul meu mi-am dat seama că din două ouă este foarte puțin la tava mea, dar oricum o să mă ajut cu foi din comerț. Dacă vreți să faceți doar cu paste de casă, 4 ouă. 4 ouă, 400 de grame de făină și aveți aluatul perfect. Le las la o parte și încep cu sosul beșamel, prietenii mei curmați. Înainte să încep cu sosul beșamel, uitați-vă cum fierbe sosul nostru, carnea noastră. Din când în când amestecați, da? Și bineînțeles, aici voi puteți să-i puneți orice altă iarbă aromată, puteți pune puțin cimbru sau ce vă place vouă mai mult. Prietenarii mei gurmanți, în cazul meu a fiert mai mult de o oră și ceva, imediat o să oprim. Încep să vă prezint ingredientele pentru sosul beșamel. Și aici ascultați-mă cu atenție o lege nescrisă, ceva frumos. 1-1-1. Un litru de lapte, 100 de grame de unt, 100 de grame de făină. Deci 1-1-1. Eu astăzi o să folosesc, ca să nu fie prea mult, 800 de mililitri de lapte, 80 de grame de unt și 80 de grame de făină. Punem puțin piper, eu folosesc piper alb ca să nu-mi stric culoarea, piper negru merge perfect, nucșoară rasă și aici avem parmezanul care să-l folosim puțin la sos și restul la rețetica noastră. Haideți să vedem. Prima dată Sebastian își ia o cratiță de la foc. Așa. Uitați cum am bucătăria, prietenii mei gurmați, doar ca să vă arăt. Pentru cei care n-ați făcut niciodată, vă asigur, faceți cea mai bună lasagna la voi acasă. Fiți atenți la sosul beșamel important. Prima oară eu pun laptele la foc. De ce? Dacă untul și făina sunt calde, avem nevoie de lapte cald, ca să nu facă cocolaș. Și dacă untul și făina sunt rece, avem nevoie de lapte rece. Eu îl pun să se încălzească. În altă cratiță aici îi adaug untul.
În lapte, eu acum îi adaug puțin sare, așa, sare trebuie să adaug, și îi adăugăm piper. Îi pun piper alb, așa, ca să nu-i strică în culoarea, dar dacă puneți piper negru, nu are nicio problemă. Nucșoara o lăsăm la sfârșit, trebuie să aveți mare grijă cu ea, să nu abuzați de nucșoară. Când untul s-a topit, îi adăugăm făina. Vedeți? Îi adăugăm făina și amestecăm. Am adăugat toată făina. O lăsăm până în momentul când se duce mirosul de făină crudă. Făina nu trebuie să mai miros de crud, dar nici să o ardem, că dacă o ardem, ardem făina, am stricat sos. Când deja simt că făina a început să iau, nu mai miroase a crudă, laptele a rupt-o să fiarbă și începem să-i adăugăm laptele cald. Și amestecăm. Eu îl adaug puțin câte puțin, puteți să-l adăugați, îl adăugați totodată, dar puțin câte puțin, evităm să rămână cocoloașe. Filmează aici cameramanul. Îl adaug pe tot. Și acum, foarte important, trebuie să așteptăm să dea un clocot două, da? Să nu lăsăm gustul de făină crudă. Vedeți, acum când a început să dea două, trei clocote, îi oprim focul, amestecați-l, filmează-mă să le spun ceva la prietenii mei gurmanți. Atenție mare, aici, dacă am ars sosul beșamel, dacă s-a prins, am stricat totul. Bun, l-am dat jos de la foc, acum ce facem? Luăm nucșoara noastră și radem puțină nucșoară, da? Nu abuzați de această nucșoară. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, uitați, puțină nucșoară doar. Îl probăm încă o dată de sare, mai adaug puțin piper, îl puneți după gust, îl amestecăm. Aici avem sosul beșamel. Haideți să vă arăt, uitați ce consistență are. Și ce vreau să vă spun, prietenii mei gurmani, sosul beșamel cu cât stă mai mult, cu atât se îngroașe mai mult. Deci trebuie să-l facem proaspăt, nu-l face după o zi pe alta. Îl dau la o parte și îl lasă să răcească. Avem sosul beșamel, sosul bolognese este aproape gata. Avem pasta. Ah, bine că mi-ai adus aminte. Acum eu îi rad și puțin parmezan. Uitați așa, aproximativ 50-100 de grame. Tot opțional, dar eu îi rad. Bun, ole Sebastiane, ce era să uiți tu aici. Nu mai am răbdare, că trebuie să și mâncăm astăzi. Eu am lăsat sosul meu bolonez aici la foc mic, după cum ați văzut, pe 3 scot foaia de datin, o dau la o parte. Dacă aveți alte ierburi, le dați la o parte. L-am lăsat aproximativ 2 ore. Ce este de spus aici, vedeți? Filmează, te rog frumos. Sosul nu trebuie să fie prea zemos, deoarece când îl băgăm la cuptor, el o să-și mai lase zeamă. Acum este momentul să-l probăm, să-l fixăm de sare, de piper. Și cum am spus, dacă vreți să puneți alt condiment, la voi acasă aveți libertatea să faceți ce vreți. Am spus la început, ca să contrarestăm, să echilibrăm aciditatea de la atâtea roșii, punem puțin lapte. Puțin 20 de grame de lapte, punem și am 50, vedeți? Și le amestecăm. Secretul la acest sos, pentru a fi cât mai bun, este să-l faci azi și să-l mănânci mâine. Zice, dacă vrei sos de azi, vino poi mâine. Îl lăsăm peste noapte, dacă aveți timp, îl face seara, lăsați peste noapte să răcească liniștit la frigider și a doua zi pregătiți lasagna. Bun, eu cu toate acestea spuse, îl lasă să răcească și încep să pregătesc lasagna prietenii mei gurmanzi, că astăzi mi-am câștigat-o. Cea mai bună lasagna pe care puteți să o faceți la voi acasă dacă urmăriți sfaturile mele. Cu ingredientele care vă plac vouă mai mult. Am totul pregătit. Beșamel, bolognez, tava și pastele. Eu le-am tăiat, dacă vreți, puteți să le opăriți cum am făcut eu la rețeta de suberec. Vă las în comentariu, în primul comentariu în YouTube din canalul meu, o să găsiți cum am prezentat eu acele foi. Puteți să le lăsați întregi. Cu ce începem? Carne sau beșamel? Dacă vreți să începeți cu carne, nu este nicio problemă. Dar doar carnea care o puneți jos, nu mai vă serviți prea mult de ea. Îl scoateți mai ușor, dar nu se începe cu carne. Prima dată eu ce fac? Îmi iau sos beșamel. Am uns puțin tava mea cu unt, este opțional. Și acum punem puțin de sos beșamel, așa. Îl întindem bine. Îi adaug puțin parmezan. Așa, frumos. Cum? Îi punem pastele noastre. Vedeți? Îi le pun prima dată pe cele făcute la mine acasă. Punem sosul. Vedeți cum a rămas? Sosul nu trebuie să fie zemos, cam așa. Un gust incredibil. Dacă respectați tot ce v-am spus eu. Am aranjat carne, acum îi vine rândul la beșamel. Îl aranjăm frumos, așa, pe toată partea. Acum îi punem puțin parmezan sau mozzarella, dacă vreți, sau cașcavalul care l-aveți voi la voi în casă. Nu trebuie să vă complicați prea mult, să căutați ingrediente. Ce aveți la îndemână? Și acum continuăm cu paste. Și-ar fi fost de spus
Cum termin eu? Eu prefer să nu terminați cu carne, deoarece carnea se poate usca dacă lăsați ultimul rând. Eu termin cu beșamel. Vezi? Beșamel punem. Îl aranjez. Beșamelul l-am folosit tot. Deci cantitatea de beșamel este exactă. În cazul la carne mi-a rămas puțin, se poate folosi. Eu vă las în acest video în YouTube toate ingredientele exacte pentru tava mea. Și aici avem lasagna noastră. Acum ce fac? Nu o bag direct la cuptor, o lăsăm puțin ca să își tragă ingredientele, aluatul, totul să se impregneze una în alta. Dăm drumul la cuptor la 170 de grade temperatură de sus și de jos în cazul meu. Lasagna nu trebuie să facă repede, trebuie să facă încet la temperatură mică și o lăsăm 40-45 de minute până la o oră. Parmezanul nu-l punem acum. Dacă îl punem, riscăm să se ardă. Vă arăt când îl punem. Am lăsat-o 10-15 minute aici să o odihnească, să împrietenească ingredientele între ele. Cuptorul s-a încălzit la 170-180, depinde de cuptor. Temperatura mai scăzută, la un timp mai îndelungat, gust mai bun. Prietenii mei gurmanți, nu puneți parmezanul acum, riscăm să se ardă. Și o introduc la cuptor, după cum o să vedeți acum, la jumătatea cuptorului. Au trecut 20 de minute și acum scot lasagna și punem parmezan pe deasupra. Și o introduc înapoi la cuptor. De aici vă duceți în cer, prietenii gurmați. Lasagna mai bună e mai greu de făcut acasă. Am lăsat-o aproximativ 50 de minute o oră. În ultimele minute, uitați-vă cât de frumos fierbea în cuptor. Am ridicat-o puțin mai sus să-și ia fața dorită. Deci nu m-am pus parmezanul la început ca să nu o fac arsă. Și acum nu trebuie să ne înfinge la ea. Lăsați-o minim 10-15 minute să se răcească. Și trecem la momentul cel mai așteptat. Aici aveți calitate la voi acasă. Scoatem una aici așa, din mijloc, prima dată, din mijloc se scoate mai bine, dar cu atenție. Uitați. Prima am scos-o și este deja și mâncată, dar grava strică treaba, un proverb așa spune. O scoatem pe a doua. Uitați. O punem aici la platou sau farfurie. Revin cu următoarea. Vedeți? Bucată cu bucată. Filmează, te rog frumos, aici să vadă prietenii mei gurmanți că e caz real. Cam așa iese lasagna noastră. Acum o las un pic pentru că copiii mei stau în stand-by și sunt foarte doritori. Să trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi! Ei, stai, papi, că și eu vreau să-mi promesc cu tine! Ce ocazie, ce plăcere să vedeți pe fetița mea, care ați văzut-o la rețeta de, cei care ați văzut-o la rețeta de clătite, când era tătica, ia uitați-o! Te rog, tăticu, spune-le la prietenii mei gurmanzi adevărul pe față. Este bună sau nu este bună? Perfect! Perfectă sau e excelentă? Tăticu, niciodată copiii nu mint. Hai, mai iau o dată. Prietenii mei gurmați, nu uitați oriunde v-ați aflat, să te iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Pa!